povestea mea începe, de fapt, începe cu povestea părinților mei, care au părăsit România la sfârșitul anilor 60, nu știu exact în ce an au părăsit țara. Tatăl meu fiind evreu de origine română și mama creștină, s-au cunoscut aici, în București, și s-au căsătorit și au emigrat în Israel la sfârșitul anilor 60. Vroiam să fac ceva, să urmez visul meu să fiu medic. Și m-am gândit de ce să nu încerc să fac acest pas și să revin în România. Și sunt foarte mulțumit că m-am hotărât să rămân în țară, fiindcă am evoluat într-un ritm spectaculos. Trei ani de când practic medicina, am făcut ce puțin au reușit să facă. Sufletul meu este ambivalent. Nu... Bineînțeles că fiind țara în care m-am născut, Israelul, și totuși mă simt mai israelian decât român, dar acasă pentru mine este acum România, fiindcă de 10 ani stau aici, centrul vieții mele este în România, nu în Israel, fiindcă acolo nu mai am nimic. Aici e casa mea. Ion Diaconescu, fost președinte al PNCCD, s-a născut pe 25 august 1917 și a împlinit 92 de ani. Actorul Sebastian Papaiani s-a născut în data de 25 august 1936, a sărbătorit 73 de ani. Emil Hurezeanu, poet, eseist și comentator politic, s-a născut pe 26 august 1955, a împlinit 54 de ani. Horia Brenciu, prezentator de emisiune de televiziune, s-a născut pe 27 august 1972 și a aniversat 37 de ani. Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiției, s-a născut pe 27 august 1968 și a sărbătorit 41 de ani. Alexandra Nikita, micuța Picasso, s-a născut pe 27 august 1985, a aniversat 24 de ani. Vivi Drăgan Vasile, operator de film, s-a născut în data de 28 august 1947, a împlinit 62 de ani. Baritonul Nicolae Herlea s-a născut pe 28 august 1927, a sărbătorit în această săptămână 82 de ani. Petre Magdin, compozitor și producător de emisiuni TV, s-a născut pe 28 august 1943 și a împlinit 66 de ani. Andreea Esca, prezentatoare TV, s-a născut pe 29 august 1972, a aniversat 37 de ani. Le urăm tuturor la mulți ani, iar alături de noi avem o cunoscută interpretă de muzică folk, o aniversată a noastră, la această oră târzie, merită aplauzele noastre și să-i cântăm cu toții la mulți ani. Doamna Maria Gheorghiu! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Sărut mâinile! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani! Puteți supla întors? Dacă am destulă forță la ora asta, chiar se suflă, n-a chiar se suflă. Asta. Poate vă ajută lui Claudiu, că a fost ziua lui săptămâna asta. Claudiu, hai, Claudiu! Și așa nu ți-am spus la mulți ani! Împărțim norocul atunci, nu? Da? Hai să, la microfon, poate, hai să văd că poate totuși îmi iese, dacă suflu. Vă spun eu. Eu nu știu ce suflu. Decât pe scenă, hai pe mine, nu mai ia pe mine. Ia pe tine. Ia, nu pe mine. Țeapă. Țeapă. Bravo, olimpicule, bravo. Sărut mâinile.
Bine ați venit la noi în platou, la 100% adevărat. Vă prezentăm invitații noștri, doamna Florica Zaha, da, Andrei Duban, Viorica și Ioniță din Clejean. N-am mai văzut în alte Claudiu spectacole. Văzut pe care n-am apucat să-l felicit de ziua lui, pentru că mai deschideți, domnule, telefonul ăla. Hai să ne apucăm, hai să ne apucăm. Foarte, foarte mulți, foarte mulți sărbătoriți în această perioadă. Ce zodie sunteți? Fecioare. 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 O grămadă, o grămadă fecioare, o grămadă fecioare. Fecioare și filitice, am zis. Felicitări pentru... spiritual, nu... Așa. Da. Sărbătorile. Sper că vă place decorul nostru, vă place platoul nostru. Îmi place show, îmi place tot și spectacol... îmi place mai ales Pepe în această postură. Felicitări, da? Pentru anduranță, în primul rând. Sărbătorile. Nu e de aici, de acolo, să stai atâtea ore în platou și să faci față, nu că să faci față, să reușești să ții publicul cu tine atâta timp. Noi facem tot timp posibilul, da. Și am aflat că dumneavoastră aveți piesa aia frumoasă cu un curcubeu. Iar noi ne-am gândit că aici, vedeți, în decorul nostru e ca un curcubeu. Ia uitați-vă. Vedeți? Ce frumos. Păi și unde puteam să cânt mai bine decât exact aici? Aici. Da? Vă rog din suflet să mă ajutați, fetelor. Mulțumesc, să rămână. Las că muncesc eu mai mult decât tine, că eu-s băiat. Na. Doamnelor și domnilor, Maria Gheorghiu ne cântă curcubeul, da? Ok. Desprins de pământ necuprins, tu ești cerul curvat, podul de apere vărsat peste nori, împlinit în culori. Tu ești mai mult decât știi, tu ești tot ce eu am uitat. Tu ești ce-aș putea deveni, de fapt, tu ești cerul spălat, unde lung așteptat. Doamnelor și domnilor, am un anunț foarte important. Nu uitați, duminica viitoare, începând cu ora 20, avem un alt show 100% adevărat, nou-nouț, cu premii mari, 3 Mercedes-uri și 3 apartamente. Până atunci nu vă rămâne decât să vă abonați și să aveți noroc săptămâna viitoare. Mulți în cadrul emisiunii noastre. Mulți ani trăiască, e, da, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Claudiu să trăiască, Claudiu să trăiască, la mulți ani. Și Maria să trăiască, și Maria să și toată lumea să trăiască și toți abonații să nu uite. Să nu uite că duminica viitoare avem alte 6 extrageri, așa că abonați-vă la revista online 100% adevărat. Și Pepe să trăiască, pe poate să trăiască și Pepe să trăiască și Clejeanii. Iar eu zic, doamna și baletul, și baletul să trăiască și Duban să trăiască și doamna Florica Zaha să ne cânte pe final de emisie. Să fiți iubiți pe săptămâna viitoare. Nu uitați să vă abonați. Mai multe SMS-uri, mai multe șanse de câștig. Mult noroc săptămâna viitoare, noapte bună!